Educația socială și spirituală a tinerilor reprezintă prezentul și viitorul în societatea românească. Pe acest principiu, Asociația Tinerilor Ortodoxi din România a organizat și masterclass-ul de la Zoițani, comuna Adășeni. Mai precis, peste 100 de tineri ortodoxi din toată țara s-au adunat la Zoițani pentru a se cunoaște, pentru a împărtăși idei, năzuințe, dar mai ales pentru a învăța să facă față provocărilor societății. Pe lângă activități recreative, jocuri sau cateheză, tinerii cu vârste cuprinse între 14 și 22 de ani au participat timp de 3 zile în clădirea școlii numărul 1 din Zoițani, la numeroasele ateliere educative sub oblăduirea unor trainer cu experiență. Fiecare și de a-i oferi recunoaștere socială și materială pe baza a ceea ce face acolo unde este, nu pe baza ierarhiei în care el este. Al doilea lucru pe care eu l-aș face ca să îl determin pe omul ăsta care nu are apucături de lider, dar își dorește să devină lider, ce aș face eu ar fi să-l pun lider. Sunt 7 ateliere în paralel pentru tinerii cu vârsta între 14 și 30 de ani. Avem atelier de motivare a voluntarilor și gestionarea conflictelor, cetățenie activă și organizare de evenimente comunitare, lucru în echipă, public speaking, animator tabere, comunicare și social media, animator tabere, și gândire creativă. Și eu știu câți participanți sunt? Sunt peste 80 de participanți, de la 14 ani și cred că cei mai mari sunt undeva la 22-23 de ani. Tinerii și formarea lor a fost preocuparea de căpătâi a organizatorilor și a trainerilor la masterclass-ul din Zoițani. Pregătirea pentru provocările societății și mai ales pentru o dezvoltare spirituală cât mai armonioasă au fost principalele obiective. Atelier în care tineri din cele 3 județe din Moldova, al Arhiepiscopiei Iașilor, se adună 4 zile și fac, învață, fac, se împrietenesc, lucru care cred eu că le folosesc în viață. Și nu știu dacă ați văzut pe bannerul nostru care l-avem acolo, avem un slogan așa, tineri, avem încredere în tine. Trebuie să avem încredere în tineri, chiar dacă de obicei noi și mai maturi suntem suspicioși față de ei. Au mult potențial și mulți tineri să spunem că tinerii sunt doar viitorul. Cred că sunt și prezentul. Tinerii care au petrecut 3 zile în tabăra Asociației Tinerilor Ortodoxi din România de la Zoițani sunt fericiți că au avut ocazia să învețe lucruri noi, să se cunoască și să lege prietenii. Majoritatea au fost impresionați de seminariile și atelierele la care au participat. Dezvoltarea cunoștințelor culturale și în diferite domenii, dezvoltarea spiritualității și cunoașterea mai multor domenii de activitate. Ce ți-a plăcut până acum cel mai mult? Cel mai mult mi-a plăcut sesiunea la care am participat. Este vorba despre comunicare și social media și am învățat destule chestii până acum. Sesiunile, cel mai mult sesiunile mi-au plăcut cel mai mult și atât. Din ce zonă vii? Din Flămânzi, Botoșani. În punctul meu de vedere este foarte important pentru că ne formăm ca tineri activi, atât în biserică cât și în societate, iar seminarul de anul acesta ne formează, ne ajută în organizarea evenimentului de la anul de la Iași, întâlnirea tinerilor ortodoxi din toată lumea. Și cred că sunt niște motive suficient de bune. Inclusiv trainerii, precum Cristina Neguț, cea care i-a învățat pe participanți să gestioneze conflictele, s-au arătat impresionați de dorința tinerilor ortodoxi din România de a învăța și de a participa la seminarii educative. Eu vă mărturisesc că sunt foarte bucuroasă, sunt împreună de ieri cu ei, astăzi este a doua zi de atelier, și descoperim împreună lucruri noi, viața de tânăr, viața de tânăr ortodox, provocările vieții de tânăr astăzi și soluțiile pe care un tânăr ortodox le oferă. Pentru mine e o bucurie să mă întâlnesc cu ei și să dialoghez cu ei. Activitățile de la Zoițani au avut loc în perioada 24-27 august, fiind un eveniment organizat de Asociația Tinerilor Ortodoxi din România, filiala Zoițani cu sprijinul primăriei și Consiliului Local Adășeni, dar și a Asociației Studenților Creștini Ortodoxi din România, filiala Iași, printr-un proiect finanțat de Ministerul Tineretului și Sportului. Totodată, primăria Adășeni a pus la dispoziția participanților un microbus pentru deplasări, dar a oferit și agende cadou.